Amin. Vă invit să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu la cartea Geneza, capitolul 19. Citim împreună de la versetul 12 până la versetul 29. Cartea Geneza, capitolul 19, începând cu versetul 12 până la versetul 29. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește astfel. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui, sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credea că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot, zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelepirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovia, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce a scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața să nu te uiți înapoi, nici să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte să mă atingă prăpătul și voi pieri. Iată, cetatea și asta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică, o, de-aș putea să fug acolo. Este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora bucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a dus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, binecuvântăm numele Tău pentru că în îndurarea Ta încă o dată ai îngăduit să stăm în prezența Ta în locul acesta. Este un har pe care nu-l merităm, este un privilegiu pe care ne-l dai, este o onoare pe care ne-l faci. Te rugăm așa de mult să ne ajut să luăm aminte la cuvântul Tău. Ajută-ne să abordăm cu atenție prezența Ta din locul acesta, să avem o atitudine potrivită, Doamne, față de Tine, față de chemarea Ta, față de felul în care ne vorbești în locul acesta. Te rugăm să ne deschizi mintea și inima și ajută-ne, Doamne, să fim un pământ primitor de cuvânt, un pământ roditor, care să slăvească numele Tău prin roada pe care o aduce. Mulțumim așa de mult pentru felul în care ne-ai vorbit până acum, te rugăm și mai departe să continui să ne vorbești. Și fă ca în tot ceea ce suntem și facem în locul acesta, numele Tău să fie pus la loc de cinste. Amin. Veniți să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu și binecuvintez potriva lui Dumnezeu pentru primirea pe care mi-ați făcut-o în locul acesta. Mulțumesc fratelui Gigi Dobrin, mulțumesc fratelui Daniel Ciobanu, păstorii bisericii, prin care am primit invitația de a veni seara aceasta. Vreau o mică corecție, mai mult pentru camera aceea pe care o văd în balcon, nu neapărat că ar fi nevoie de corecția aceasta. Fratele m-a urcat un pic în grad, nu sunt vicepreședinte al comunității, doar secretar al comunității. Fac corecția aceasta pentru că nu vreau să interpretez de nimeni, așa că plăcerea mea să fie un fel de asumare a cuvintelor fratelui. E un loc călduros, nu atât de mult pentru că e cald afară, e un loc călduros aici pentru că este prezența lui Dumnezeu. E un loc călduros pentru că sunt în locul acesta oamenii lui Dumnezeu, e un loc călduros pentru că prin slujirea pe care am văzut-o până acum putem să spunem cu adevărat, la fel ca și Iacov la Betel altă dată, cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta. Amin. Și noi știm. Nu ca Iacov altă dată care spunea, eram știuți, noi știm că Dumnezeu este prezent în locul acesta și vrem să beneficiem de onoarea pe care Dumnezeu ne-o dă, de cinstea, privilegiul pe care Dumnezeu ne-l face seara și asta, să stăm în prezența Lui, să ascultăm cuvântul Lui. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților pe care îi slujesc.
Salutul se găsește scris în cuvintele pe care autorul epistolei către evrei le spune la capitolul 13, versetele 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Mi-aduc aminte cu ceva vreme în urmă, am citit o întâmplare, o parabolă. Este o ficțiune, nu este o realitate, dar un autor creștin foarte interesant spunea în felul următor, că undeva la marginea drumului stătea o haită de câini și stăteau de vorbă, pierdeau vremea, n-aveau nimic special de făcut, la un moment dat un iepure a trecut prin fața lor, a trecut drumul și a luat o fugă pe câmp. Unul din câini s-a aventurat să alerge după iepure să-l prindă și a alergat cât a putut, până la urmă n-a reușit să-l prindă, a venit înapoi istovit de puteri. Și ceilalți au început să râdă de el. Și i-au zis, măi, dacă tot ai alergat după iepurele respective, măcar trebuia să-l prinzi. Dacă l-ai prins, l-ai fi mâncat și în felul ăsta să încărcai din nou bateriile, pentru că numai ți-ai consumat energia degeaba fugind după el, fără să-l prinzi. Și atunci câinele a spus în felul următor. Ceea ce a făcut diferența între mine și el a fost motivația. Eu alergam pentru o porție bună de mâncare, pe când el alerga să-și scape viața. Eu alergam pentru o porție bună de mâncare, dar el alerga să-și scape viața. Și gândindu-mă la întâmplarea și asta citită, am stat și am meditat cu el la părtășia noastră din seara și asta, dacă nu cumva, poate că ar trebui să învățăm ceva din morala acestei întâmplări. Dacă a venit în locul acesta doar pentru o porție bună de cântat, e prea puțin. Dacă a venit în locul acesta doar pentru o porție bună de predică, e prea puțin. Dacă ați venit în locul acesta doar ca să vă vedeți unii pe alții, să vă mai întrebați de sănătate, să vedeți ce mai face unul, ce mai face celălalt, e prea puțin. Dacă ați venit în locul acesta doar ca să vă mai încurajați, să vă mai îmbărbătați sau să trăiți câteva clipe de părtășie altfel decât acasă sau în altă parte, și tot e prea puțin. Dar dacă ați venit în locul acesta să vă scăpați viața, asta e adevărata semnificația întâlnirii noastre, aceste profunzime pe care Dumnezeu pune în părtășia noastră în seara și asta. Și în jurul acestei expresii aș vrea să fie construit și mesajul din seara și asta. De foarte multe ori am citit pasajul acesta din Cartea Geneza, cunoșteam de mic, de la grupa copiilor, cunoșteam ce s-a întâmplat cu Sodoma, cu Gomora, ce s-a întâmplat cu Lot, felul în care nevasta lui Lot a fost transformată în stâlp de sare. Am trecut prin pasajul acesta de nenumărate ori, până când la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a pus pe inimă un verset special din pasajul acesta, și anume, versetul 17 are în el o expresie care dă greutate întregului context. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când l-au scos afară pe Lot din cetate, îngerii lui Dumnezeu, i-au spus în felul următor, Lot, din momentul acesta, nu mai contează nici boi, nici cămile, nici măgari, nici rob, nici roape, nici pământ, nici grâu. Nu mai contează nimic din ce ai câștigat în lumea aceasta. Nu mai contează nici măcar sănătatea ta, dacă vei fi sănătos sau bolnav în viitor. Nu mai contează absolut nimic din prieteniile pe care le-ai avut, din relațiile pe care ți le-ai construit în contextul acesta al Sodomei și Gomorei. În momentul acesta, singurul lucru care contează este scapă-ți viața. Toate celelalte lucruri poți să le dai la o parte, pentru că dacă mor, ce ți va folosi? Ce ți-ar folosi prieteniile pe care le-ai zidit aici în Sodoma? Ce ți-ar folosi oile și boii și măgare și cămilele? Ce ți-ar folosi toată agoniseala de o viață dacă îți vei pierde viața? Și Domnul Iisus m-a mâncat în matematica aceasta împărăției, prostia cuvintele și spunea ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul sau... Spunea Domnul Iisus, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? De aceea, cel mai important lucru în seara și asta, în părtășia noastră, aș vrea să fie expresia și asta, care să ne cerceteze, la care să ne ridicăm. Și apoi să dăm un răspuns lui Dumnezeu pe finalul mesajului, o să vă provoc la o rugăciune specială din contextul acesta al vieții lui Lot. Din contextul acesta în care Dumnezeul scoate afară pe Lot de acolo din Sodoma și salvează viața, îi scapă viața, scapă-ți viața. Dacă ești în seara și asta în locul acesta, lasă la parte orice alte gânduri, orice alte preocupări care țin de viața și asta pământească și caută să-ți mântuiești sufletul, caută să-ți izbăvești sufletul, strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, aș vrea ca din momentul acesta să nu mai cumpărez pe nimic din lumea aceasta, pe nimic din ceea ce am agonisit, pe nimic din ceea ce am crezut că e important, de valoare pentru mine,
ci în momentul acesta aș vrea să pun greutate pe lucrul acesta, să-mi scap viața din punct de vedere duhovnicește. Sunt foarte multe lucruri locuri primejdioase în viața noastră pământească, sunt foarte multe locuri în care am putea să ne aflăm și viața noastră fizică, biologică, să fie pusă în pericol. Mă duc aminte de o familie cu care am stat de vorbă pe când slujeam biserica din Viera, pentru o vreme i-am ajutat, după ce au trecut prin niște frământări, prin niște tulburări, fiind și Timișoara aproape de Viena, cu mașina, era foarte scurt drumul, cam 5 ore, vreo 5 ani de zile am ajutat acolo și am întâlnit o familie deosebită care mărturisea că la tsunamiul care a fost în Indonezia, ei au fost efectiv acolo în mijlocul tsunamiului. Am luat pe mic de mărturia lor, spuneau, a fost în concediu în Indonezia, era împreună cu soția pe țăr, și în momentul în care a venit valul acela uriaș, eram chiar pe țăr, spunea persoana aceasta, soț, soție, sunt la vreo 60 și ceva de ani, aproape de 70 de ani, acum s-au pensionat, spuneau, atunci stăteam pe țăr, ne bucuram de soare, ne bucuram de căldură, de liniște, după toată agitația cu munca din Austria, din Viena, cu toată aglomerația de acolo, ne bucuram de pacea și liniștea pe care am găsit-o acolo pe țăr. Și dintr-o dată am văzut valul acel uriaș care venea spre țăr. În momentul acela n-am mai reușit să spun decât, Doamne, îți mulțumesc pentru viața pe care am trăit-o, mulțumesc că te-am cunoscut și că ești mântuitorul și zbăvitorul meu, îmi credințez sufletul în mâna ta. Și atât, n-am mai putut să spun altceva, au fost luat de val, duși sute de metri. La un moment dat, el a crezut că e mort. Fratele a crezut că gata, s-a terminat cu viața aceasta pământească, s-a trezit, nu era mort, s-a trezit și a revenit. Soția lui era undeva la câteva zeci de metri în distanță, în altă parte, printr-o pădure care era dincolo de țărm. S-au întâlnit ceva mai târziu, niciunul n-a avut absolut nimic, dar spunea, a fost la un pas de moarte în locul acela primejdios și totuși Dumnezeu mi-a mai dat zile. Mărturisea și foarte interesant a fost să citesc de din mărturiile celor care au scăpat din accidentele, din practică, n-au fost accidente, că au fost atacuri teroriste la turnurile gemene din New York în 2001, pe 11 septembrie. Erau în presă și au apărut în presă câteva din mărturiile celor care au scăpat cu viață. Spunea cineva în felul următor. În dimineața în care trebuia să merg la lucru și în ziua în care au fost acele atacuri teroriste, nu mi-a pornit mașina. M-am chinuit să pornesc mașina, n-am reușit să o pornesc decât mult mai târziu decât trebuia să pornesc ca să ajung la birou la lucru. Și faptul că am întârziat vreo 25 de minute, la nou începea programul, am întârziat vreo 25 de minute, a făcut ca în momentul în care a ajuns acolo aproape de locul unde avea biroul, să vadă că deja turnurile au în flăcări, fumul se suia sus spre cer și să dați seama că nu mai are nicio șansă să ajungă la birou. Au fost atacurile acelea teroriste, spunea, am scăpat cu viață pentru că Dumnezeu a făcut să nu pornească mașina. Aceea spunea, mi-am luat liber în ziua respectivă, pentru că am avut niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv la medic, am fost pe la spital și n-am plecat la birou. Dacă aș fi fost la birou, aș fi fost pierdut. Aș fi fost mort astăzi împreună cu mulți alții dintre colegii mei de lucru. Și erau nenumărate mărturii pe care le-am citit, oameni care au rămas în viață, puteau să fie într-un loc primejdios, dar Dumnezeu i-a izbăvit, Dumnezeu i-a ferit de locul acela. Din punct de vedere fizic, e adevărat că pot să fie multe lucruri primejdioase pentru viața noastră, dar mai primejdioase decât locurile fizice sunt locurile duhovnicești sau spirituale în care sufletul nostru ar putea să fie pus în pericol. Sufletul nostru ar putea să aibă de pierdut, nu numai pentru un an, 2, 3, 10, 20 de ani cățiri sau 80 de ani cățiri viața aceasta pământească, ci pentru veșnicie. Și privind în contextul acesta al modului în care Dumnezeu îl scoate pe loc din Sodoma și Gomora, aș vrea să vedem câteva din locurile primejdioase pentru sufletul nostru. Nu cumva să ne regăsim în vreunul din locurile acestea, pentru că suntem în primejdie să ne pierdem viața. Și din nou răsună mesajul îngerilor. Dacă ești într-un astfel de loc, scapă-ți viața. Ieși afară din locul acela până când nu-i prea târziu. Izbăvește sufletul de la moarte și caută ajutorul lui Dumnezeu. Întinde-ți mâna spre Dumnezeu. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Ridică-ți ochii spre cer. Roagă-te ca Dumnezeu să te izbăvească. Scapă-ți sufletul din locul acela dacă ești în primejdie. Primul loc primejdios pe care l-am văzut în Scriptură este locul în care este înlăturată prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are niciun fel de influență datorită împietririi inimilor oamenilor din locul acela.
Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Sodoma și Gomora, versetele 4, 5 și apoi 13 din Geneza, capitolul 19 și apoi în capitolul 13, versetul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu următor. Nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile, au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Versetul 13. Spun îngerii, avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului, împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Geneza, capitolul 13, versetul 13. Practic, versetele acestea nu creează altceva decât contextul răutății inimii oamenilor din Sodoma și Gomorra, împietrirea inimilor, depărtarea lor de Dumnezeu. Faptul că l-au scos afară pe Dumnezeu din viața personală, din familie, din cetatea lor, și săvârșeau fără de legi care au ajuns să fie auzite de urechea lui Dumnezeu. Au ajuns până la Dumnezeu, Dumnezeu n-a mai putut să suporte lucrul acesta. Geneza 13:13 spune, oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Pentru aceea i-a pedepsit Dumnezeu, pentru că l-au scos afară pe Dumnezeu din viața lor, din casa lor, din cetatea lor. Și au început să trăiască în împietrire inimii lor, fără să mai țină cont de standardele și moralitatea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu sunt noi în istorie. În Geneza, capitolul 6, atunci când primii oameni au început să se mulțească tot mai mult, fricăciunea oamenilor a început să se mulțească deopotrivă. Și în Geneza, capitolul 6, versetul 5, cuvântul spune, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor în inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și atunci verdictul este dur. Pentru aceia care l-au scos afară pe Dumnezeu din viața lor, pentru aceia care cresc fără de Dumnezeu și nu interesează prezența lui Dumnezeu, pentru aceia care s-au împietrit și nu vor să mai asculte de glasul lui Dumnezeu, verdictul este dur. Spune cuvântul, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om de pământ și s-a mâhnit în inima lui și apoi a spus, am să șterg de pe fața pământului. Și a șters de pe fața pământului, afară de Noe și familia lui. S-ar putea ca unii să zică, bun, dar lucrurile acestea au fost doar în Vechiul Testament, în vremea lui Noe, în vremea lui Lot, s-au mai păstrat lucrurile acestea peste vremuri, răutatea oamenilor a fost aceeași în istorie, ca în vremea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog, deschideți împreună cu mine la cartea Romani, Romani, primul capitol. Apostolul Pavel vorbește despre cei din vremea lui, pe care îi cunoștea foarte bine și chiar el a fost unul dintre cei care a trăit în împietrire față de Dumnezeu și l-a prigonit pe Hristos până când Hristos l-a întâlnit pe drumul Damascului. Apostolul Pavel spune în Romani, primul capitol, versetul 18, apoi versetele 28 și 32, felul următor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușea adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu, toate cuvinte, pentru că l-au scos pe Dumnezeu din cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și versetul 32, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Atât de împietriți sunt că nu-i mai mustră fugetul, nu-i mai mustră conștiința. S-au depărtat de Dumnezeu, l-au scos pe Dumnezeu din viața lor, din mintea lor, din casa lor, din societatea lor. Și cred că nu li se poate întâmpla nimic. Și totuși Apostolul Pavel mărturisește și vorbește galatenilor, în Galateni, capitolul 6, versetul 7, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu pedepsește păcatul și tot Apostolul Pavel romanilor le spune, fiindcă plata păcatului este moartea, Roman 6:23, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Plata păcatului este moartea. Pentru toți aceia care cresc în păcat, pentru toți aceia care s-au împietrit și nu vor să asculte de Dumnezeu, nu vor să audă glasul lui Dumnezeu, și-au înfundat urechile, și-au închis ochii, mintea lor, inima lor nu mai funcționează la nicio cercetare a lui Dumnezeu, pentru toți aceștia, verdictul e aspru. S-ar putea ca unii să spună, nu există Dumnezeu sau nu vreau să știu de Dumnezeu. Până la urmă, asta este viața și de asta vreau să o trăiesc. O trăim în felul acesta, dar cu un preț. Și prețul este sufletul nostru. Pierzarea veșnică și pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Sunt într-un loc primejdios toți aceia care l-au scos pe Dumnezeu afară din
mintea lor a scos Dumnezeu afară din inima lor, din viața lor, din familia lor, din societatea lor. Vedeți vremurile pe care le trăim. Trăim într-o societate care din ce în ce mai mult îl marginalizează pe Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu undeva în afară. Ne dăm în Statele Unite ale Americii. E adevărat că acum s-au mai schimbat un pic lucrurile de când cu noul președinte, dar în Statele Unite ale Americii s-a legiferat pentru prima dată la nivelul întregii țări, la nivelul celor 52 de state, s-a legiferat că doi bărbați sau două femei pot să se căsătorească oficial și căsătoria lor trebuie să fie recunoscută la nivelul tuturor statelor care compun Statele Unite ale Americii. Curtea Supremă a Statelor Unite a dat verdictul acesta. Nu mai târziu de începutul anului 2017, mi se pare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Europa a dat câștig de cauză la trei cupluri de homosexuali și a spus în felul următor, căsătoria lor este recunoscută pe tot cuprinsul, pe tot întinsul Uniunii Europene, în toate țările care compun Uniunea Europeană. Și zicem, Sodoma și Gomora, istorie. Cu mii de ani în urmă s-au întâmplat lucrurile acestea, nu mai sunt lucrurile acestea în vremea noastră, nu se mai întâmplă, nu mai e cum a fost odinioară, nu mai pedepsește Dumnezeu astăzi cum a pedepsit atunci, pentru că nu-i mai păcatul astăzi cum a fost păcatul din vremea lui Lot. E bine, pe când eram în Austria, la un moment dat o soră din biserică, ce lucra atunci, la vremea respectivă, asistentă la un camier de stomatologie, mi-a spus, frate, am rămas șocat, m-am dus la o nuntă austriacă și am rămas șocată în momentul în care am intrat în biserică la nunta respectivă. Șefa ei se căsătoria și i-a spus, n-am avut cum să refuz invitația la nuntă, am vrut să văd și eu cum e o nuntă austriacă. M-am dus la șefa mea la nuntă și mare mi-a fost surpriză când am intrat în biserică, șefa mea, femeie, se căsătoria cu altă femeie. Și am rămas blocat, n-am știut ce să fac. Să ies din biserică, să plec. După ce am întâlnesc cu ea la urmă, de afară, de la serviciu, ce să fac mai departe? Dar spunea, am rămas blocat în momentul acela, pentru că am crezut că sunt plinte cu un bărbat, o căsătorie normală. Sunt lucruri care se întâmplă sub ochii noștri și ne mirăm. Ne mirăm că Dumnezeu se depărtează tot mai mult. Ne mirăm că binecuvântarea lui Dumnezeu este tot mai puțină peste noi. Ne mirăm că biruințele spirituale sunt tot mai mici. Ne mirăm că neputința spirituală este tot mai mare. Ne mirăm că împietrirea oamenilor este tot mai profundă. Dar asta se întâmplă atunci când l-am scos pe Dumnezeu afară. Din viața noastră, din mintea noastră, din familia noastră, din societatea în care ne-a așezat Dumnezeu. Sunt în pericol toți aceia care trăiesc fără de Dumnezeu. Toți aceia care l-au scos pe Dumnezeu în afară. S-ar putea să zic că unii noi nu am scos pe Dumnezeu în afară, dar nici nu punem foarte mare preț pe Dumnezeu. Tocmai de aceea este un al doilea loc pe care aș vrea să-l menționez din Scriptură, în contextul vieții lui Lot, în contextul ieșirii lui Lot din Sodoma și Gomora, să ne menționează un loc primejdios pentru suflet, ce nume locul în care oamenii tratează cu ironie mesajele lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14, Lot a ieșit, a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui, sculanții-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea, dar ginerii lui credeau că glumește. Biblia e o glumă. Pentru foarte mulți oameni, mesajele lui Dumnezeu legate de împărăția lui Dumnezeu, de rai și iad, totul este o glumă. Nu cred că există așa ceva. Trebuie să fii anacronic, trebuie să fii înapoiat, trebuie să fii din altă, de pe altă planetă ca să crezi în lucrurile acestea. Astea sunt lucruri pentru oameni care n-au minte sau pentru oameni care nu sunt educați. Chiar spunea unul din filozofii germani, Nietzsche, spunea, religia este opiumul săracilor, a sărmanilor. Cu alte cuvinte, este ca un drog pentru aceia care trebuie cumva să trăiască o satisfacție în viața aceasta pământească. E bine, nu-i de joacă cu Dumnezeu. Și sunt în pericol toți aceia care cred că Biblia e o glumă, că a merge la biserică e ceva anacronică, a te ruga sau a citi din Scriptură sau a trăi împărtășie cu ceilalți sau a-L căuta pe Dumnezeu e ceva ciudat, ceva care n-ar trebui să se întâmple în viața unui om normal și educat. Sunt în pericol toți așa care tratează cu ironie lucrurile sfinte al lui Dumnezeu. Stătea de vorbă la un moment dat un credincios, un necredincios, în tren și foarte interesant era discuția și asta despre Dumnezeu. Necredinciosul era ateu convins, spunea, oricât ai vrea să-mi spui despre Dumnezeu, eu nu cred. Cred că Biblia e minciună, nu cred că există Dumnezeu, nu cred nimic din ceea ce îmi spui. Și la un moment dat, credinciosul, văzând că nu ajunge la nicio concluzie cu necredinciosul, îi spune, pune-mi, dacă nu crezi, atunci spune-mi cu mine, să mă bată Dumnezeu dacă există. S-a făcut liniște. Și zice necredinciosul, dar nu crezi că n-am atâta minte să spun așa ceva.
Păi dar nu-l crezi. Îți bagi joc de Dumnezeu, tratezi cu ironie Biblia, râzi de pocăiți, râzi de cei care îl caută pe Dumnezeu, de cei care merg la biserică, de cei care se roagă, de cei care citesc din Biblie, râzi de ei, dar atunci când trebuie să spui să mă facă Dumnezeu, n-ai curaj să spui lucrul acesta. De ce? E ipocrizie, e fățărnicie, e duplicitate. Una crezi în inima ta și alta faci pe din afară. Sunt în primejdie de moarte toți aceia care tratează cu ironie chemarea lui Dumnezeu, tratează cu ironie jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos. Și foarte interesant este ceea ce spune autorul epistolei către evrei față de aceia care tratează cu ironie sau cu batjocură sângele curs pe Golgota. Spune cu cât mai mare pedeapsă vor lua aceia care își bat joc de sângele Fiului lui Dumnezeu, de sângele curs pentru răscumpărarea noastră, pentru mântuirea noastră. Sunt în pericol de moarte, sunt în primejdie de moarte, toți aceia care l-au scos afară pe Dumnezeu și nu vor să audă de Dumnezeu în viața lor. Sunt în primejdie de moarte, toți aceia care tratează cu ironie mesajele lui Dumnezeu, tratează cu ironie cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile sfinte pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Sunt în primejdie de moarte, toți aceia care amână decizia întoarcerii la Dumnezeu. Ei nu spun, nu cred în Dumnezeu, nici nu râd de lucrurile sfinte, nu-și bat joc, nu tratează cu ironie lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, dar nici nu iau nicio hotărâre pentru viața lor, ci doar amână, de pe o săptămână pe alta, de pe lună pe alta, de pe un an pe altul. Lasă că și săptămâna viitoare să fie vreme, poate luna viitoare să fie un moment mai potrivit ca să mă întorc la Dumnezeu, sau poate anul viitor când o să fie evanghelizare, sau când o să fie vreo ocazie din aceasta mai deosebit, atunci o să mă hotărăsc să mă întorc la Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit, versetul 16, prima expresie din verset, fiindcă lua zăbovia, bărbații aceia l-au luat de mână și l-au scos afară pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui. Lot zăbovia. Acum Lot îl cunoștea pe Dumnezeu. Lot știa că Dumnezeu nu glumește. Lot nu râde de ceea ce îi spun îngerii, ci tratează cu seriozitate mesajul îngerilor, dar Lot zăbovește. Lot zăbovește. Se gândește, este că nu-i chiar așa de urgent. Și mâine o zi, poate că mâine o să fie mai bine să-mi strâng bagajele pe ziua, că acum noaptea s-ar putea să uit ceva, s-ar putea să nu-mi pun bine toate lucrurile în bagaj, mă trezesc mai târziu că am uitat ceva acasă. Mâine pe ziua o să fie un moment mai potrivit să-mi fac bagajul, să ies din Sodoma și Gomora, să mă duc acolo unde mă cheamă Domnul ca să-mi scap viața. Lot zăbovia, Lot întârzia momentul plecării din locul acela primejdios și fiindcă Lot zăbovia, l-a scos afară îngerii din cetate. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vorbește de mântuire, niciodată nu folosește timpul viitor. Niciodată nu menționează timpul mâine sau săptămâna viitoare. Și dacă uităm în epistola către evrei, capitolul 3, sunt cel puțin două mențiuni acolo și apoi în capitolul 4 este din nou o mențiune în care cuvântul lui Dumnezeu spune, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima prin înșelăciunea păcatului. Astăzi este momentul în care Dumnezeu te cheamă să iei o decizie. Astăzi este momentul în care Dumnezeu te provoacă să-ți mântuiești sufletul, să-ți faci viața, să ieși din lumea aceasta care va fi pedepsită de Dumnezeu datorită păcatului care zace, să ieși afară și să fii mântuit, să fii răscumpărat pentru veșnicie. Și s-ar putea unii să uite la aceasta, spune doar 632 de minute. Astăzi mai am timp, mai am vreo 5 ore până la miezul nopții. O să mă gândesc, o să meditez, o să cumpănesc bine și atunci o să văd ce hotărăsc pentru sufletul meu. Numai că Scriptura oarecum reduce timpul acesta la un moment și mai apropiat de cel pe care îl trăim acum. Și în cartea Ioel, foarte interesant, spune profetul Ioel, în capitolul 2, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu menționează un alt timp, nu astăzi, ci Ioel folosește timpul acum. Versetul 12 din Ioel, capitolul 2, spune, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu post, cu plânset și cu voce. Dar chiar acum, pentru că nu știi dacă vei mai fi în viață minutul următor, sau peste 10 minute, sau peste jumătate de oră. Inima noastră bate, în principiu, cam o dată pe secundă, de 60 de ori pe minut, și suficient ca vreo câteva secunde să nu mai bată, vreo 6 secunde dacă s-a oprit și deja leșit. Te căzut jos la pământ și intri în starea aceasta de inconștiență. E suficient 6 secunde să nu bată.
Dar e suficient ca în secundele acelea, la un moment dat să ia razna și odată să bată un pic mai tare și deja simți că nu e în regulă, sau să se oprească un pic mai mult și deja simți că nu e în regulă, viața noastră târnă de un fir de păr. Și tocmai de aceea Dumnezeu niciodată nu spune peste 5 minute sau peste jumătate de oră, sau mâine, sau poimine, sau săptămâna viitoare, ci întotdeauna Dumnezeu spune chiar acum. Astăzi și chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Domnul cu post, cu plânset și cu voce. Nu oricum, ci cu pocăință sinceră, cu smerenie. Și spuneți înainte lui Dumnezeu, Doamne, am greșit așa de mult, am trăit în locul acesta privește, eu nici nu am știut că sunt în privește de moarte, dar acum că mi-ai spus, vreau să ies afară din locul acesta, vreau să părăsesc locul păcatului, vreau să părăsesc atitudinea aceasta care s-a fost împotrivitoare, a fost răzvrătită, rebelă față de tine, vreau să mă întorc la tine din toată inima, vreau să-mi plâng păcatele, să mărturisesc păcatele și apoi să trăiesc o altfel de viață. Chiar acum vreau să scap din locul acesta. Asta e chemarea pe care Dumnezeu o face în seara aceasta. Sunt în primejde de moarte toți aceia care trăiesc fără de Dumnezeu, râd de Dumnezeu sau batjocoresc lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Sunt în primejde de moarte toți aceia care amână decizia întoarcerii la Dumnezeu pe un moment viitor. Mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare și așa mai departe. Moody, marele evanghelist Moody, mărturisește una din întâmplările pe care le-a trăit în Chicago. Se spune că, la un moment dat, era o săptămână de evanghelizare programată cu biserica unde trebuia să predice și chiar din prima seară de evanghelizare a venit la el un tânăr care a spus, domnule, am fost foarte cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu, așa de mult mi-a spus inima, ceea ce am auzit în seara aceasta, nici n-am știut că sunt așa de depărtat de Dumnezeu, că ceea ce fac eu este păcat înaintea lui Dumnezeu și că voi da socoteală de lucrurile acestea în fața lui Dumnezeu. Și apoi a spus tânărul, o să vin și seriile următoare, și mâine seara, și apoi mâine seara, și mai apoi în cursul săptămânii, toată săptămâna aceasta, și probabil că până la sfârșitul săptămânii, cred că o să am curajul să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc și vreau să devin un copil al lui Dumnezeu. Și Moody l-a lăsat în pace, a plecat în urmă acasă. Noaptea aceea a avut loc unul din cele mai mari incendii din Chicago la vremea respectivă. A doua seară biserica s-a strâns din nou la închinare, la evanghelizare. Și tânărul n-a mai venit. S-a interesat Moody de tânărul acela prin tot felul de frați din biserică, cunoscuți din biserică, și a aflat că tânărul murise în incendiu în noaptea trecută. Și l-a hotărât de atunci și a spus, niciodată, dar niciodată în viața mea n-am să mai las pe cineva să amâne pentru mâine hotărârea de a se întoarce la Dumnezeu. Pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă cu tine după ce ai plecat din biserică, niciodată nu știi ce se poate întâmpla cu viața ta după ce ai ieșit pe ușa casei lui Dumnezeu. Dacă vrei să amâni hotărârea aceasta de a te întoarce la Dumnezeu. Astăzi, aici și acum, este momentul în care Dumnezeu ne provoacă să luăm o hotărâre pentru El, o hotărâre pentru sufletul nostru, o hotărâre pentru veșnicia noastră. Dar mai sunt locuri primejdioase în care ar putea să afle sufletul nostru și o altă primejdie sau un alt loc primejdios este locul în care sufletul nostru se lipește prea mult de lucrurile pământești. Spune Cuvântul Dumnezeu în versetul 26, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. De ce s-a uitat înapoi? Sunt multe comentarii, nu există fundament suficient biblic ca să înțelegem exact motivația pentru care a privit înapoi. Dar putem să deducem. Acolo, înapoi, mai erau dintre fetele ei, pentru că ginerii căsătoriți cu fetele cu care erau căsătoriți, dintre fetele lui Lot. Ginerii aceia rămăseseră în Sodoma și Gomora, cu fetele ei. Averea ei rămăsese acolo în urmă. Și-a lipit așa de mult inima de viața din Sodoma, de prieteniile din Sodoma, de lucrurile câștigate în Sodoma, de averea ei, de viitorul pe care și l-a oarecum și l-a fabricat cu încrederea că va avea tot ce-i trebuie până la adânci bătrânețe și a lipit așa de mult inima de lucrurile acestea pământești, încât a trebuit să mă uite măcar o dată în urmă. Și privirea aceasta a fost fatală. Ne lipim așa de mult inima de lucruri pământești și nu ne dăm seama cât de primejdios este să ne lipim inima de lucrurile pământului acestea. Cu ani în urmă, de când slujeam ca și pastor al bisericii din Suceava, a venit o cântăreață de muzică populară de acolo din zonă, la biserică, pentru că stătea pe prima bancă, pe primul rând, în față. Nu era rușine să stea în față, să privească toți din biserică la ea, că vine la biserică la Focăiți. A fost tare cercetată, a început să vină la catecheză
Și dintr-o dată a dispărut. N-am mai văzut-o, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. M-am interesat de la familia cu care veneam preună și care au invitat-o la biserică. M-am interesat de la ei sau ce s-a întâmplat cu cătăreața respectivă. Și atunci, numica mi-a fost surpriză când am aflat care a fost motivul pentru care a încetat să mai vină. Spuneau ceilalți, spunea familia respectivă, în momentul în care a început să vină la pocăință, în momentul în care a început să vină la catecheză și a vrut să se boteze și a dat seama de fapt că nu mai poate să meargă la chefuri, la munți, la botezuri, la tot felul de distracții la care mergea înainte și câștiga foarte mulți bani. Și în momentul acela a pus în cumpână și a zis, mai stai, dacă eu mă pocăiesc, o să am de pierdut, va trebui să mă recalific, va trebui să-mi găsesc o altă sursă de venituri pentru viața și asta, cum vreau, va trebui să-mi câștig altfel banii și mijloacele pe care să mă acopăr cheltuielile, facturile și mai departe. Și atunci când a pus în cumpână, a zis, e prea mult, e prea scump. E prea scump să te întorci la Dumnezeu. S-ar putea ca atunci când trebuie să te întorci la Dumnezeu să fie nevoie să te lași de servici. Poate am servici care nu poți să-l practici și nu poți să-l faci decât păcătuind, poate mințind, înșelând. Și nu puțin sunt aceia care poate lucrează ca și secretar pentru un șef și în momentul în care sună telefonul și întreabă cel care e dincolo, la capătul celălalt al firului, întreabă, măi, acolo șeful. Șeful mă-ți face semn și zice, nu, și trebuie să-i spui, pare rău, dar nu e aici. În fața ta și minți, deschis la telefon și spui, nu e aici. Și trebuie să minți în fiecare zi. Sau poate trebuie să minți atunci când completezi nu știu ce fișe de pontaj, sau trebuie să minți atunci când completezi fișe contabile, sau trebuie să minți, sau trebuie să înșeli, sau trebuie să plătezi mărturia și să te mustre cugetul, să te mustre conștiința pentru lucrurile pe care le faci. Și atunci când te întorci la Dumnezeu, s-ar putea să trebuiască să te dezlipești de slujba respectivă, să-ți cauți altă slujbă. Atunci când te întorci la Dumnezeu, s-ar putea să trebuiască să te dezlipești de anumite prietenii din lumea aceasta, s-ar putea să pierzi pe unii prieteni, tocmai pentru că te întorci la Dumnezeu și ei nu vor suporta să te mai aibă ca și prieten mai departe. S-ar putea chiar din familie să se întoarcă unii împotrivă, să se întoarcă spatele, să mai vrea să audă de tine. Am o verișoară care atunci când s-a întors la Dumnezeu, atunci când a fost cercetată de Dumnezeu, sau s-a casă, a spus, tata, mama, eu vreau să mă botez, eu vreau să mă întorc din toată inima la Dumnezeu și vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Câte zile mai dă pe contul acesta? Tatăl ei era ucrainian de origine, un ortodox înrăit, fanatic, aș putea să spun, și în momentul în care a auzit cuvintele acestea, a spus, la mine în casă, nu mai stai decât dacă atunci când intri și deschizi ușa și imediat în hol avea o icoană pe perete, te închini în fața la icoană, îți faci semnul crucii, te duci după aceea în camera ta, și de câte ori intri în casă, te închini la icoană și aici trăiești după principiile pe care ți le spune. Dacă nu acolo e ușa, ești liber să pleci. Și a spus, cu orice preț mă botez. S-a botezat. Și a continuat să meargă acasă. Și până la urmă prețul n-a fost chiar așa de amar cum am crezut, pentru că tatăl a primit-o în continuare acasă, s-a căsătorit. Și știți cum e ironia sorții Dumnezeu câteodată? Deși poate că nu-i chiar expresia cea mai potrivită, dar spunea aceea, interesant că la acest Dumnezeu chiar are simțul umorului câteodată. S-a căsătorit cu un pastor baptist. Și acum pastorul baptist, ginerele, își vizitează socru cu Biblia și spune despre Dumnezeu și vorbește și parcă s-a mai înmuiat și inima unchiului meu. Nu-i mai chiar așa de fanatic, nu-i mai chiar așa de împotrivitor, nu-i mai chiar așa cum a vrut la început. Ce ar fi fost ca în momentul acela, verișoara mea, să spună, am de ales între a avea un acoperiș deasupra capului și o locuință și un pat unde să mă odihnesc și Dumnezeu. Și să spună, dacă l-aleg pe Dumnezeu, nu știu unde să mă duc, nu știu unde să dorm, nu știu unde să locuiesc. Mai bine nu-l mai aleg pe Dumnezeu. Suntem provocați de câte ori în viața noastră să facem aceste alegeri, aceste hotărâri, să luăm aceste hotărâri. Vrem mai mult lucrurile pe care le oferă lumea și asta și pământul acesta sau ne lipim inima de cer, de Dumnezeu și spune, Doamne, eu de Tine nu mă las. Orice ar fi, orice preț ar trebui să plătesc, indiferent cât mă costă să trăiesc cu Tine în fiecare zi, eu vreau mai degrabă să te am pe Tine și vreau mai degrabă să am nădejdea vieții veșnice decât să mă bucur de lucrurile acestea care sunt trecătoare și pământești. Sunt în primejdie de moarte, toți aceia care se alipesc prea mult de lucrurile firești, de lucrurile pământești. Îmi aminte de o întâmplare care, oarecum, are și un ton din acesta mai umoristic. Pe vremea pe când încă era Ceaușescu președinte, românii care fugeau din țară, fugeau pe la sân, fie că treceau Dunărea, treceau în Nodân, fie că treceau pe uscat, era și o porțiune de graniță unde se putea trece pe uscat în Serbia, fugeau în Serbia și acolo în Serbia erau întâmpinate
cei care duceau în lagăre trebuiau să fie întâi pentru o perioadă să stea în lagăr și de acolo, din lagăr, plecau mai departe, fie spre Austria, fie unii direct în Statele Unite ale Americii sau în alte țări din vest. Foarte interesantă e o întâmplare care s-a petrecut în vremea respectivă. La un moment dat, un gardian din acesta care se ocupa de un lagăr de refugiați, a venit la refugiați și le-a spus, măi, era duminică, era zi de închinare pentru cei care sunt credincioși, care sunt creștini cu adevărat, lipiți cu inima de Dumnezeu, a venit și le-a spus, măi, astăzi aveți de făcut o alegere. Uite, cei care vreți să mergeți la biserică, aveți libertatea să mergeți la biserică, vă vine un autocar care o să vă ducă direct la biserică și acolo să vă rugați, să cântați, să ascultați Cuvântul Dumnezeu. Pentru ceilalți care nu vor la biserică, este un alt autocar care o să-i ducă la meciul Steaua Roșie Belgrad cu nu știu ce echipă, era o echipă europeană, era un meci interesant. Și atunci unii, printre ei și pocăiți, au zis, măi, la biserică am fost de când îs mic. Și la școala de copii, și am cântat cu tinerii, și la cor, și în toate lucrurile. Măcar să văd un meci de fotbal, că n-am văzut așa meci de fotbal. S-a urcat în autocarul care ducea la meci. Și nu nimeni a fost surprins, de fapt, autocarul care trebuia să meargă la meci a trecut granița în România și a lăsat în Timișoara la poliție. Și autocarul care trebuia să meargă la biserică n-a ajuns la biserică și a dus mai departe spre Austria și de acolo a plecat în Statele Unite ale Americii. Le-a părut rău mai târziu, dar a fost târziu. A fost o hotărâre pe care au luat-o și au fost responsabili și au trăit după aceea consecințele amare ale hotărârilor. Cei care au fost deportați, au fost aduși înapoi în România, au fost aduși în țară. Sunt în primejde de moarte toți aceia care se depărtează de Dumnezeu, trăiesc în împietrire. Sunt în primejde de moarte toți aceia care tratează cu ironie Cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Sunt în primejde de moarte toți aceia care zăbovresc întoarcerea la Dumnezeu. Sunt în primejde de moarte toți aceia care se lipesc de lucrurile pământești și lasă la o parte lucrurile care sunt veșnice și nu investesc în lucrurile veșnice. Și mai un lucru, sunt în primejde de moarte toți aceia care, deși au fost izbăviți din Sodoma și Gomora, nu trăiesc cu credincioșie pentru tot restul vieții. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, textul următor, n-am citit textul acesta, dar dacă o să urmărim de la versetul 30 până la versetul 38 din Geneza, versetul 19, Cuvântul menționează faptul că Lot împreună cu cele două fete au ajuns până la urmă la munte și acolo la munte s-a întâmplat un lucru tragic pentru cele două fete. La un moment dat au plănuit ele să se culce cu tatăl lor pentru ca să aibă urmași. Și foarte interesant e că după ce prin fire de licuri l-au îmbătat pe Lot, s-au culcat întâi cea mai mare, după cea mai mică, au dat naștere la două neamuri. Și nu două neamuri binecuvântate, nu două neamuri protejate de Dumnezeu, nu două neamuri care se facă cinste lui Dumnezeu, ci Cuvântul lui Dumnezeu spune cea mai mare a născut un fiu care i-a pus numele Moab, el este tatăl moabiților din ziua de astăzi, cea mai tânără a născut și ea un fiu care i-a pus numele Ben-Ami, care este tatăl amoniților din ziua de astăzi. Știți care au fost cele două neamuri cărora li s-a interzis să intre vreodată în casa lui Dumnezeu? Moabiții și amoniții, veșnic dușmani ai lui Dumnezeu. Să fii eliberat din Sodoma, să scapi cu viață, să te scoată afară îngerii lui Dumnezeu, să te duci la munte și în loc să-i mulțumești lui Dumnezeu, să spui, Doamne, mulțumesc că mi-ai salvat viața, mi-ai salvat sufletul, mulțumesc că sunt în viață datorită harului tău, datorită îndurării tale, tot restul vieții vreau să trăiesc pentru tine. În loc să faci așa, să aștepți primul moment în care să te întorci la obiceiurile păcătoase, la obiceiurile tale, să te compromiți și să dai naștere din nou la lucruri care îi aduc urăciune lui Dumnezeu. Sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Nu-i suficient să-L avem pe Dumnezeu. Nu-i suficient să fim serios cu lucrurile lui Dumnezeu. Nu-i suficient să luăm o hotărâre pentru Dumnezeu. Nu-i suficient să ne dezlipim de lucrurile pământești. E nevoie să și rămânem credincioși lui Dumnezeu. Câte zile ne mai dă Dumnezeu pe pământul acesta după ce am luat hotărârea de a ne întoarce la Dumnezeu? Sunt în primejdie toți aceia care au scos afară pe Dumnezeu, sunt în primejdie cei care tratează cu ironie mesajele lui Dumnezeu, sunt în primejdie cei ce amână decizia întoarcerii la Dumnezeu, sunt în primejdie cei ce se lipesc de lucrurile pământești mai mult decât de cele duhovnicești, sunt în primejdie cei care trăiesc în compromis, chiar dacă au ieșit afară din contextul păcătos de viață, chiar dacă au avut un moment în care s-au întors la Dumnezeu, dacă se întorc în firea pământească și se compromit, sunt pierduți, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place tare mult o cântare, mă nu știu dacă nu ține voce așa de bine să o cânt, dar e o cântare care se potrivește foarte bine. Este ca o meditație,
Și ca o întrebare pentru toți aceia care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, poate încă trăiesc în împietrire, în răzvrătire față de Dumnezeu și au nevoie să fie străpunși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate că sunt unii care chiar au râs de lucrurile spirituale și și-au bătut loc de Dumnezeu. Sau sunt alții care L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar niciodată n-au luat o hotărâre pentru El. Cântarea și asta e ca o chemare la întoarcere la Dumnezeu. Îmi spune cântarea și asta. Când vrei să fii, când vrei să întorci, când vrei să fii la Dumnezeu, când vrei să întorci din calea ea, de ce tot mai amân mereu? O vino, o vino, întoarce să scap de la pierdare. Luat de mână și mi-a ajutat să fac primii pași pe un drum nou, într-o viață nouă.
A jotama să nu mă uit niciodată înapoi. Și jotama să trăiesc cu credincioșie câte zile îmi dai să trăiesc pe pământul acesta, până când fie că vei veni tu și voi fi viață și te voi întâmpina pe norii cerului, fie că mă vei chema la tine acasă și apoi mă vei învia din mormânt ca să petrec veșnicia împreună cu tine. Cu aproape 2 ani în urmă, pe data de 30 octombrie 2015, în București a avut loc unul din cele mai cumplite incendii la Clubul Colectiv. Este un incendiu bine cunoscut, a fost mediatizat destul de larg. Foarte interesante sunt câteva statistici de la incendiul respectiv. Au fost 26 de morți pe loc, un mort în drum spre spital. A fost într-un loc primejdios și și-au pierdut viața foarte mulți tineri, peste 60 de tineri. Au fost 186 de răniți, din care 146 au fost spitalizați. 33 de morți au fost în zilele următoare. Spuneam 26 pe loc, unul în drum spre spital, alții 33 au murit în zilele următoare. Și foarte interesant a fost una din declarațiile pe care Ministrul Sănătății, de la vreme de atunci, n-are rost să rostim numele, spunea în fața presiei, spunea, situația este sub control, ne descurcăm, nu avem nevoie de ajutor. Și-au trimis ajutoarele israelieni, și-au trimis ajutoarele belgienii, și-au trimis ajutoarele francezii, și-au trimis ajutoarele nemții. Și ministrul de la vreme de atunci a spus, noi suntem în control, nu vrem ajutorul vostru, nu avem nevoie de ajutor, ne descurcăm. Și pentru că s-au descurcat, cu ghilimele de rigoare spun, 33 de oameni și-au pierdut viața și zeci de alți răniți, care au fost răniți în incendiul acela, au rămas cu sechele de viață, datorită infecțiilor intraspitalice și datorită condițiilor proaste de spitalizare din sistemul românesc de sănătate. Și am stat și m-am gândit, cât de orgolios să fii când ți se oferă ajutorul, când este mâna întinsă și tu să spui, n-am nevoie de ajutor, mă descurc și să plătești un preț aspru pentru orgoliul tău. Este mâna întinsă a lui Dumnezeu în seara și asta pentru toți aceia care sunt într-un loc primejdios și Dumnezeu spune, vreau să te ajut, vreau să intervin. Hristos a murit pe cruce pentru tine, sângele lui Hristos poate să te curățească de orice păcat. Vreau ca mântuirea mea să te scoată din starea de păcat în care ești. Vreau să te izbăvesc, vreau să-ți schimb viața și mărturisește cuvântul. Dacă este și în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vreau să fac toate lucrurile acestea. Și răspunsul tău poate să fie ca acela al ministrului, mă descurc, mulțumesc, n-am nevoie de ajutor, dar vei plăti pentru așa asta. Sau s-ar putea să pleci capul în jos rușinat, să spui cu smerenie, Doamne, n-am nicio șansă dacă merg singur mai departe. Eu nu pot să-mi rezolv problema păcatului, eu singur nu pot să-mi schimb viața, eu de unul singur nu pot să trăiesc pe placul tău și după voia ta. Doamne, vină în viața mea, deschide-mi ochii, ia-mă de mână și ajută-mă să rămân credincios pentru tot restul vieții. Mă rog ca rugăciunea și asta să fie rugăciunea multora din locul acesta până când nu plec acasă. Pentru că de felul în care ne rugăm sau nu rugăciunea și asta, s-ar putea să atârne veșnicia noastră. Dumnezeu să ne ajute să nu lăsăm să treacă timpul acesta de har pe lângă noi. Dumnezeu să facă seara și asta să rămână o binecuvântare și să rămână în memoria vieții noastre pentru câte zile ai mai dă Dumnezeu pe pământul acesta și apoi să fie o memorie pentru veșnicie, pentru părtășia pe care o vom avea în veșnicie cu Sfinții. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne țină pe toți în harul Lui și mai departe. Amin.